Ajutorul financiar acordat pensionarilor din sistemul public de pensii, cu pensii mai mici sau egale cu 1600 de lei, precum și indemnizația compensatorie de care beneficiază persoanele cu dizabilități în luna ianuarie a acestui an, nu sunt considerate venit. Crinela Buciuman, director executiv al Direcției de Asistență Socială de Vama, mai precizează că ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie nu sunt influențate nici de majorarea de la 1 ianuarie a acestui an a valorii punctului de pensie și a indemnizației sociale. Într-adevăr, la finele anului 2021 au apărut anumite modificări legislative, atât în ceea ce privește valoarea punctului de pensie, cât și ajutorul financiar acordat pensionarilor din sistemul public de pensii, bineînțeles, și acea indemnizație compensatorie pentru persoanele cu dizabilități. Conform prevederilor legale cuprinse în actele normative care le reglementează, aceste modificări bănești, să le spunem așa, nu influențează niciun fel acordarea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului, întrucât nu sunt considerate venituri și nu sunt luate în calcul la stabilirea acestor drepturi. Directorul executiv al DAS Deva mai menționează și că persoanele al căror drept la ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie a fost stabilit până în data de 31 decembrie 2021 rămân în plată la același nivel până la finalul sezonului rece, adică până la 31 martie a acestui an. În lege se reglementează în mod expres faptul că dreptul la ajutorul de încălzire a locuinței și a suplimentului stabilit până la data de 31 decembrie, pe baza veniturilor realizate anterior, rămâne în cuantumul stabilit până la finalul sezonului rece, 31 martie 2022. În măsura în care, bineînțeles, vor apărea alte precizări legislative în acest sens, cu siguranță ele vor fi făcute cunoscute public și se vor aplica în conformitate. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială de Vama amintesc că instituția va prelua cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire până în data de 20 martie 2020, iar suplimentul pentru energie poate fi solicitat pe toată perioada anului.